mare sărbătoare pentru creștini. Credincioșii marchează adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor ca Sfânta Maria Mare sau Sfântă Mărie Mare. Praznicul adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele 12 praznice împărătești ale Bisericii Ortodoxe. Pentru acest moment, credincioșii se pregătesc timp de 2 săptămâni prin post și rugăciune. În această zi este rememorată trecerea la cele veșnice și îngroparea Maicii Domnului și mutarea ei la cer. Informații despre această sărbătoare nu se găsesc în Sfintele Evanghelii, ci în tradiția bisericii. A fost depusă cu trupul pentru a lăsa semn peste timp, așa cum peste timp a fost lăsat și mormântul Mântuitorului ca semn, ca noi să înțelegem că aceste fapte minunate s-au petrecut într-un mod real și nu sunt invenții sau făcături sau iluzii sau simplu povești. În credința populară, Maica Domnului ascultă rugăciunile celor care îi cer ajutorul, în special în momente de cumpănă. Femeile se roagă Sfintei Fecioare să le ajute la ușurarea nașterii, tinerele fete la grăbirea căsătoriei, iar păgubiții pentru prinderea hoților. Pe Fecioara Maria o au ca și ocrotitoare copiii care au fost botezați cu numele ei sfânt și tot ea este purtătoarea de grijă a tuturor mănăstirilor din țara noastră. Conform tradiției populare, în această zi se culeg flori și se pun la icoana Maicii Domnului, considerându-se că vor dobândi virtuți tămăduitoare. Praznicul Sfintei Marii deschidea în satul tradițional un important sezon al nunților, sezon care ținea până la intrarea în postul Crăciunului.